Energie verde și eficiență energetică pentru grădinița numărul 19 din Drobeta Turnul Severin. Lucrarea se execută pe fonduri europene alocate în cadrul programului Operațional Regional. În cadrul acestui proiect, clădirea grădiniței va fi anvelopată termic. Vor fi înlocuite instalațiile termice și electrice, se va reface acoperișul și va fi schimbată și tâmplăria. Tot în cadrul proiectului urmează să fie instalată și panouri fotovoltaice care vor asigura parțial energia electrică, dar și apa caldă. Municipalitatea Severinană oferă soluții verzi de economisire a energiei termice. În acest context au fost depuse mai multe cereri de finanțare europeană în vederea creșterii eficienței energiei termice în cadrul unităților școlare. O astfel de lucrare este în derulare și la grădinița numărul 19 din Drobeta Turnul Severin, unde au demarat lucrările de creștere a eficienței energetice. Am început cu decopertarea învelitorii. Cam 50% din învelitoare este decopertată, urmează montarea țiglei și eu zic că stăm destul de bine. Nu avem decât 3 săptămâni de când am început. După aceea intrați la geamuri, nu? Da, schimbăm tâmplăria, instalația electrică se demontează și se montează în totalitate, instalațiile panourile, termice. Panourile voltaice unde se vin? Se vor monta pe partea de sud, da? Da, partea de sud. Da, am înțeles că asigură doar iluminatul de siguranță, da, nu? Da, doar... Adică în cazul în care se ia... Doar curenții vitali. Vitali, da. Da. Este un proiect în valoare de 2.200.000 pe fonduri europene, pe programul operațional regional. Avem și noi, primăria, o parte mai mică pe lucrările neeligibile. Sunt lucrări de eficiență energetică, mergem pe... reabilitarea acoperișului, schimbarea ferestrelor și a ușilor, aducem unele mult mai bune din punct de vedere al economisirii energiei, se merge mult, Uniunea Europeană merge mult pe economisirea energiei și noi, ca și administrație, ne-am pliat pe aceste cerințe. Proiectul prevede și montarea de panouri fotovoltaice care vor asigura parțial energia electrică, precum și apa caldă. Noi suntem bucuroși, vă dați seama că este o investiție și da. Este un proiect care 22 este... 22 de miliarde. În avantajul copiilor, da. În avantajul generațiilor viitoare. Corect. Și este... Corect, este extraordinar da, pentru da. Noi. Și o să intrăm și în interior după ce o să terminăm de anul viitor, o să vrem să intrăm și în interior. Și în interior. Sunt lucrări importante pentru această creșe și grădiniță, pentru că avem două într-una, să zic. Deocamdată am închis creșa, am dus copiii în alte creșe, iar în vară, când se va lua vacanță, se va lucra intens și în zona interioară. De altfel, noi o să venim în anii următori și cu reabilitarea interioară. În acest moment nu vorbim decât de reabilitarea exterioară, de eficiență energetică, dar pe viitor avem în plan să o reabilităm sau să le reabilităm aceste clădiri și în interior. Proiecte similare sunt în curs de derulare sau au fost deja finalizate în cadrul mai multor unități școlare de pe raza municipiului Drobeta Turnul Severin.